Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din instanță de Minecraft Survival. Această dată, nu cu zona aia de camping, când am terminat-o, am mai făcut eu încă un cort și am început ultimul cort. Ei bine, m-am gândit să facem ceva să fie mișto, ca să arate și frumos și alea. Am zis, hai totuși să facem, ce să zic, să facem o chestie, o șmecherială. Să plantăm noi mai mulți copaci în spate, adică să iau mulți pui de ăștia, și am să mă apuc de tăiat copaci de ăștia. Și trebuie să facem așa, să punem mulți pui de ăștia aici în spate, așa. Să crească copacii, să fie frumos. Aici, băieți, am mai început un de ăsta, am fost să eu mai iau niște verdeață de ăsta ca să facem culoare, mai facem 31, apoi nu știu cât o să mai ne trebuiască, așa că eu sper totuși să mi ajung asta, să nu mai fac altul și uite că cât de cât ne-a cam ajuns. Și treaba și mai treaba este că încep să cred că mamă, cât de îmi tremură degetul pe mama când apăs click-ul asta. Încep să cred că corturile alea sunt mai mari decât ăsta și ăsta vreau să fie cam cel mai mare cort ca idee, dar da, na. Mai mult ne mai trebuie, chiar așa, oricum ne mai trebuie mult, așa că mai facem, să zicem, 10 bucăți de-astea de culoare. Dar mai trebuie o scară. Așa. Ne mai trebuie aici o scară, bine, o facem imediat. Stai să facem astea. Bam. Așa. Ne mai trebuie o scară, să spun și patul ăsta. Ne mai trebuie aici o scăricioară, stai așa. Mă lasem încă un crafting, fuck. Hai de aici. Vezi, noi mai să facem o scară. E, ne dă el 4 acum, dar na. Ce să-i facem? Ați. Ați. Mai facem aici o scară. Ce mai trebuie să facem? Ei bine, mai trebuie să facem niște ingoturi. Asta se închide asta. Bă, nu știu câte acum, fac și uite așa. Fac de toți banii, știți cum se zice. Ia uite, perfect am făcut. Să facem niște lanternuri de-astea șmichere. Pentru că una vreau să o punem și noi aici frumos, să avem lumină. Știi că nu putem să o stingem, ar fi fost mega, putem să o stingem cumva, dar acum ne descurcăm și așa. N-ar fi o problemă. Pana mea. Nu, și asta e un cort frumos, alea. Hai să zic că mai întâi mai agățăm. A, nu pot să le agăț, fuck. Am făcut 3 degeaba. De ce nici așa nu pot să le pun? Fuck. Hai să vedem cum mai punem, uite, așa, două și mai punem, uite, și aici una, ca să fie bine, să nu fie rău. Aici continuăm drumul, aici frumos, bam. Așa, am continuat drumul, pun aici, în zona de camping, aici o să fac așa. Să arate, să zic eu că arate bine. Mai trebuie să plantăm doar copaci. Acum hai să ne apucăm să ne mutăm. Ei bine, cam asta e zona de camping. Trebuie să plantăm că ai de mulți copaci. Adică m-am pus de tăiat în multe lemne, dar nu vreau să tai din partea asta. Pentru că după aia arată urât pădurea și nu vreau. Așa că trebuie să mă apuc de tăiat copaci. Da. Frumos. Da, dacă vă place, ați așteptat un like. Episodul următor, posibil să facem o fermă de găinușe. Mi-a venit asta ideea acum, că am văzut găinile astea pe aici și mi-a venit așa o idee, oricând trebuia să o facem și pe asta. Da, e automată, frumos, de găini și hâzjonule. Doar că trebuie să mă uit la un tutorial să văd cum se face, pentru că nu mai țin minte cum se făcea. Așa că, na. Ia uite, primele bețe hâț cu lapte, frumos.
Ai, că frumos ăsta. Era și mai frumos dacă îmi și-mi dădea ce aveam nevoie, dar deja e cu norocul de astea, nu? Uite, mamă, un nou perfect. Stai că și ne trebuie o... Uite, un puete, primul puete, hâț. Frumos. Hai să luăm și astea. Eu acum sper să cadă cât de repede se poate, pentru că vă face noapte, trebuie să mă duc după aia să mă culc. A, uite că sunt deja de ceva poeți, adică vorba aia nu ducem lipsă. Cad ceva poeți, hai să mergem să dormim repede. Vedem cum arată și zona asta noastră de corturi, dacă arată bine și pe noapte, frumos. Dacă nu arată bine pe noapte, degeaba am făcut-o, practic, nu-i așa? Hai că arată bine. Arată bine, hai să zic, uite, asta. Așa, frumos. Asta am făcut și zi. Mai punem și cu poeții ăștia aici, așa. Nu vreau acum nici să-l fac să nu mai pot să trec. Că vorba mai trebuie să și trecem prin astea, dar... Vă dați seama, nici să nu fie nimica. Am mai căzut pe aici puiețele alea. Ba da, lăsați-mă cu bețele, uite aici, frumos, puiețele alea. Au, ia uite-l mă. Ne dăm parcur? Bam! Hai că am și o țintă. Hai, i-am dat-o la băiat. Gata. Bun, oase. Folosim și oase, ce naiba. Dar suntem profesioniști și mama dracului, nu mă știu de nici la chestia asta. 10 poeți. Bă, eu zic că sunt ok. Să mai tem copaci, nici nu știu. 11 poeți, să vedem. Să mai tem copăcii? Nici nu știu. 12. Hai să mai tem un copăcel și cam mai e. Hai totuși să îl tăiem de tot dacă tot l-am tăiat, adică... Na, nu ne oprim și noi așa. Bam. Și acum așteptăm să se ducă și ce copăcii mai sunt pe aici acasă. Am făcut aproape un stack. Ceea ce e perfect, mă băi, perfect. După care trebuie să ducem toate itemele astea înapoi la bază. Că na, hai să ajutăm și noi să facem chestia asta. Mai tăiem și noi din astea. La care mai ajungem, mai le spargem și noi, că na. Uite, mă, dar de unde din bucățile astea, nici nu știu. Uite acolo niște bețe, niște ceva. În alta ai totuși să punem și un shader ca să fie... Nu ăsta. Ăsta se vede urât, mă. Ciucapic, așa. Asta se vede frumos. Pentru că nici nu strică culorile Minecraft și arată și bine. Dar haide, Johnule. Haide. Haide, așteptăm aici frumos. Mă, 16 poeți, hai că eu zic că ajung nici chiar așa mulți. Poeți nu ne-ar trebui pentru asta și dacă o să fie nevoie mai pun eu pe drum. Când o mai trece pe aici, nu știu când. De fapt oricum o să trebuie să mai trec, adică că na. Deci o să zic până acum cât mai random ca idee, da? Na. Uite, 3, hai să-i dăm, uite, ăsta, 1, 2, 3, n-a vrut să crească, ai. Pui mie. Ei bine, cam așa rămâne și episodul ăsta, dacă vă plăcut să lăsați un de like, noi ne auzim data viitoare. Ceau, pa, pa!